Potrivit unui eurobarometru, încrederea românilor a scăzut în justiție. Anul acesta, 35% dintre români mai aveau încredere în instituțiile care țin de justiție. Se constată o scădere cu 13% față de anul trecut. Haideți să vedem, zălăoanii, ce cred despre justiția din România. Aveți încredere în justiție? Nu. De ce? Deloc. De ce? Pentru că fac numai ce nu trebuie. Ce anume, dosarele pe care le-au instrumentat, numele mari pe care le-au dus în închisoare? Da, asta vreau să zic. Credeți că sunt nevinovați cei care au ajuns după gratii? Mulți sunt nevinovați, mulți, foarte mulți. Ne puteți da un exemplu? De exemplu, Năstase sau pe domnul Pontal tot poartă nu știu pe unde, sau hai să zicem și din ăștia alți care nu mi-amintesc Sorin acum. Sorin Ovidiu Vântu. Dar acum, asta nu știu dacă totuși, ăsta au fost de vină că, nu știu, cu fondul proprietatea... Gigi Becali? Gigi Becali, da. Nu era de vină. Ăla nu merita să ajungă în închisoare, pentru că au făcut mult bine oamenilor. Dar dacă a greșit și a fost pedepsit? Ei, nu știu dacă greșeala a fost așa de mare ca să facă închisoare. Deci sunt alții care au făcut greșeli enorme și au furat cu miliardele. Și pe ea nu-i atinge nimeni. De exemplu, doamna Udrea. Cine credeți că este de vină? Procurorul sau judecătorul? Procurorii. Păi judecătorii ar trebui să dea, dar am impresia că acum mai mult sunt procurorii mai sus decât judecătorii. Nu că așa, așa am auzit, așa se știe. Așa știe toată lumea. Păi, după cum își face datoria, nu prea. Cum își face datoria? Păi nu vedeți și la televizor, că tot timpul, tot că justiția e așa, e așa, nu știu. Atâta. Deci nu prea am încredere. Ce justifică? Cum vă justificați neîncrederea asta? Marile dosare de corupție credeți că sunt făcătura? Nu, ce asta? Cu alții îi judecă, cu alții îi... Nu știu cum să vă mai spun. Alții judecă de mama focului, că poate nu a făcut aproape nimic, pe alții, cum sunt ăștia de sus, care sunt mai mari, pe ăștia le dă la domiciliu. Ce e arest la domiciliu? Vă dați seama, stă acasă, bine mersi, și altul, că au făcut o gafă, stă în penitenciar. Da. Credeți că este disproporționată măsura arestării, nu? Ce cred? Adică ăștia mari n-au voie să... Sau n-au loc în penitenciar. Nu le place. Sau nu le place. Sau n-au cu ce plăti acolo. Sau... Atât am zis. În cine ați avea mai mare încredere? În procurori sau în judecători? În procuror. Credeți că ei își fac treaba? Așa cred. Poate că nu toți, dar... Cred că așa. Nu. De ce? De ce? Da. Din 92 am procese. Nici astăzi nu s-a terminat. Acest la Cluj, acest la București, vin înapoi, dau aici înapoi, acum iar astăzi proces. Am zis astăzi, doamna președinte, nu vă supărați, eu nu mai iau altă. Renunțați la proces? Renunț la proces, că nu mai iau altă. Eu zic că am cheltuit pe 100 de milioane și n-am rezolvat nimic. Din 92 aveți procese, asta înseamnă că sistemul nu merge foarte bine. Că dacă ar merge mai bine să fim mai hotărâți pe noi, atunci ar fi bine. Ați apelat la avocați? Da, da. Și tot cu avocați nu s-au terminat încă? Avocatul și ce-o zică termine. Avocatul, ce să fac, zice, că mi-ești de-ai trece pe în casă pe la om, zice, ce să fac eu? Măi, omule, să ne înțelegem. Asta rămâne la înțeles între noi. Dacă se înțelege, dacă nu, suntem aici. Eu duce, și la urmă ce-a făcut? Ca să plătesc eu procesul, o trecut pe soacra cu celălalt. Cu... Deci se apelează la artificii avocățești ca să se tărăgăneze sau să... Da. Dar de marile dosare de corupție, ce părere aveți? Marile dosare de corupție ar fi mie dacă s-au schimbat ăsta de acolo. Asta ce înseamnă să se schimbe? Toți care au fost corupți
să meargă copiii care au facultăți acum și deștepți și să pui mâna pe treabă. Să nu mai lăsi țara asta. O, ești o vând. Din nu-i vândută până acum. Eu aș dori din toată inima să am. Și cred că într-o zi va fi. Eu am o problemă din 2004. Am ajuns la Înalta Curte de Casație și Justiție de două ori. Și, domnișoară scumpă, n-am avut bani de avocat, am avut... nicăieri n-am găsit dreptate. Deci până la Înalta Curte am ajuns de două ori. Și am rămas. Mi s-a furat o locuință, o garsonieră și stau în chirie de atunci. Și n-am răzbit cu ei. Nici cum. Nici nu mă lăsau să vorbesc. Într-un minut, două mă terminau. N-am avut bani de avocat, m-am dus tot singur, n-am cunoscut eu. Deci, sunt atât de corupți încât ei nu-și dau seama. Nu realizează. Nu realizează că ei sunt bolnavi, asta e o boală națională, ei sunt bolnavi și nu realizează lucrul ăsta. Și îmi pare rău. Dar eu tot am încredere că într-o zi se vor îndrepta lucrurile. Despre marile dosare de corupție, ce părere aveți? Aș dori din toată inima să fie scoasă toate la iveală și pusă pe masa judecătorilor. Pentru că și aici ai problema cu boala, că s-a furat prea mult și se discută la atât de ușor, se discută la nivel înalt și că i-au furat, după aia vin ăștia și zic că au furat. Deci se discută ca între noi, între oameni de rând, care poate că scăpăm o vorbă. Vorba mea nu e imensă, mă, dar a lor ar trebui să vadă că vorbesc în fața unei națiuni sau în fața întregii lumi. Acum mass media, sigur, orice știre. Discută despre furt pur și simplu, fără să aibă bun simț. Chiar acolo, la nivel înalt, îi vedeți. Discută despre furt ca despre, știu eu... Ce mai faci tu cutia? Da, așa discută de... Deci, totuși, cred că omenia nu a dispărut. Și la oamenii care muncesc cinstit, au și omenie. Am observat lucrul ăsta. Oamenii care câștigă 1 milion printr-o semnătură, n-au omenie, n-au bun simț, n-au caracter de om. Și păcat. Eu cred că poporul român nu se va lăsa învins de hoție și de șmecherii, de bicleșuguri. Ar trebui niște copii tineri. L-am cunoscut pe domnul Cornelu Copos, Dumnezeu să-l ierte. Și zicea că va lua tineri din generat, din toate domeniile, șef de promoții sau ăsta, și îi va propulsa pe funcții. Pentru că ăștia bătrâni, spunea, suntem infectați. Și au avut dreptate. Vedeți, după 20 ceva de ani, au avut dreptate. E păcat. Eu cred că Dumnezeu o ținut la poporul ăsta. Pentru că am pus la intersecție aici de imperii și nu mai eram, nu mai vorbeam limba română, nu mai era poporul român, nu mai era România. Dacă Dumnezeu nu ținea la noi și nu ne proteja. Așa cum ținea cu păcatele noastre, cu greșelile noastre. Dumnezeu a ținut și va ține la poporul ăsta. Da. Știu că bunicul meu spunea și așteptau să vină americanii. Aștepta să vină regele. Și zice, trebuie să vină americanii să ne pună regele înapoi pe tron. Acum vorbesc cu bunic și eu. Regele a venit, când a murit Corneliu Cuposu, parcă s-a trezit România un pic. Am să așteptăm să moară și regele. Da, ei ne-au trezit. Da, ei ne-au trezit. Dar 26 de ani să nu-l pui pe tron, pe rege, înseamnă că nu suntem deștepți. Ca să nu zic celălalt cuvânt. Nu. Eu cred în Dumnezeu și cred că poporul român va fi călăuțit. Și nu prea în justiție. Asta era practic întrebarea. Nu prea aveți întrebarea. Sunt atât de corupt încât nu realizează că e ceva grav. Ești că e ceva normal. Am. De ce? Pentru că ceva din interiorul meu îmi spune că trebuie să am încredere în justiție. Aveți încredere în justiție? Nu. De ce? Pentru că e politizată. Politizată, vă referiți și la... Și nu răspunde, și nu răspunde, nu răspund judecătorii, nici procurorii de faptele lor. Așa că nu am nicio încredere. Da, amândoi, și judecătorul și procurorul e de vină. Amândoi. Lucră... Referiți la marile dosare de... Lucră în mână-mână. Nu. De ce? Pentru că sunt corupții. Cine? Judecătorii, procurorii? Nu știu ce să zic, și unii și alții.
Ce părere aveți despre marile dosare de corupție? Nu, sunt tergiversate. Deci se tot amână, se caută fel de fel de tipul, da. Nu, un om care a furat o găină imediat primește 3 ani. Un om care a furat 3 miliarde îl amână până găsește nu știu ce cauză. Ca să scape. Ca să scape. Deci dumneavoastră, practic, ați dori să se lucreze cu celeritate. Adică mai repede. Repede și corect. De ce făptaș de miliarde din avutul statului e 4-5 ani de închisoare și după 3 ani îi lăsat afară și rămâne furtul în custodie? De ce nu se recuperează? Un hoț care a furat o căruță de mălai, îi ia și căruța și mălaiul și caii și ăsta să ia tot averea. Ăsta care a furat din avutul statului să ia tot averea lui, să o ia de la început. Asta ar fi legea. Dom'le, ai furat, tot ce ai să se confiscă, indiferent că ai legal sau ilegal ce ai câștigat, se confiscă tot. Fapta îi furt. Și cum se spun eu la ăsta, el studiază dreptul și e hoț. Da. Actualul ministru al justiției, Raluca Prună, a pus în dezbatere proiectul de confiscare a averii extinse, adică exact ceea ce spuneați dumneavoastră. Da. Ar fi bine să se aplice. Să nu se tergiverseze. Pentru că se duce în Parlament, în Senat și ăia acolo interesați să-și apere buzunarul, da, ăia care l-au luat pe necinstite. Aia. De jumătate. Cum adică de jumătate? Ori aveți, ori n-aveți. Jumătate fac legea, jumătate nu. În cine anume aveți încredere? În cine anume? Procuror, judecători. Din completul de judecată. Cred că nu. Da. Sunteți mulțumiți de ce au făcut judecătorii până acum cu condamnările, dosarele? Da. Cine face o greșeală să-și o plătească. Deci pe jumătate aveți. Și în cine nu aveți încredere? În cine? Aici e problemă. În cine? La ce vă referiți? Ați spus că pe jumătate aveți încredere. Da. Procurorii și fac datoria. Dar nu știu cum se interpretează cazurile. Asta rămâne la latitudinea judecătorului. Da. Aveți încredere în justiție? Am, sigur că am. De ce? Pentru că își face datoria. În ce sens își face datoria? Păi, în ce sens? Se ocupă de oamenii străzii, de justiție și nu știu ce să văd. Marea corupție? Corupția aia, dezastru. Da. Aia nu-s de acord nici într-un fel. Cu corupția nu sunteți de acord, dar cu dosarele care au apărut? Astea numai, nu știu, sigur, nu sunt informat așa sigur, dar corupția e la pământ. Ne pune pe noi la pământ corupția. Ne pune pe noi la pământ, bineînțeles, din toate punctele de vedere. Cum influențează corupția viața noastră? Cel mai prost merge și ne influențează, mai ales pe pensionari care suntem... În cine aveți mai mare încredere? În poliție, în procurori sau în judecători? Păi procurorii, bineînțeles că în ei și în poliție, că ei îi baza orașului. Restul care ajung cu dosare pe acolo o să descurce. După cum ați văzut, zăloanii sunt împărțiți în două. Unii spun că unele dosare de mare corupție sunt făcături, dosare la comandă. Alții sunt supărați pe acea justiție pentru că nu tratează cu celeritate anumite dosare. În concluzie, românii și-au cam pierdut încrederea în justiție.